Bine, v-am regăsit la o nouă rețetă astăzi. Știți că îmi place să fac mâncare doar pentru faptul că mă relaxează, nu că aș vrea eu să vă arăt cine știe ce, că ceea ce gătesc eu este o chestiune cât se poate de obișnuită, de tradițională, nu am inventat eu apa caldă, nici mersul pe jos, așa că ceea ce vă propun este o rețetă pe care eu o fac în mod obișnuit pentru familia mea. Aștept sugestii din partea voastră dacă cumva greșesc ceva sau dacă am trebuit să fac alte lucruri care să dea un gust mai bun, deși, fără modestie, vă spun că ceea ce voi găti astăzi mi s-a spus din mai multe surse că ar fi genial. Și că încolo este o banală ciorbiță de fasole cu afumătură. Bine, eu sunt măritată cu un ardelean jet de jet și treaba asta cu tocănițe de cartofi cu afumătură și cu tarhon, cu lușcoș sau varză călită și ciorbiță de fasole cu afumături, treaba asta la ardeleni ori îți iese și ei apreciază, ori îți spun din start nu mai face niciodată că nu-ți iese, că nu e bună. Deci soțul meu mi-a spus că el nu a mâncat niciodată în niciun restaurant și nicio casă o ciorbiță atât de bună din fasole cu afumătură cum o fac eu. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Hai să ne apucăm de treabă, copiii sunt afară, încă e frumos afară, îi văd pe geam, sperăm să ne lase, să nu ne perturbe și să putem face această rețetă românească 100% după capul meu, ciorbiță de fasole cu afumătură și atât. Hai să dăm drumul. Ce ne trebuie? Păi în primul rând, după cum îi spune și numele, ne trebuie fasole. Eu am fasole uscată, luată din piață de la țărani, pe care am pus-o în prealabil aluiat. Nu o să o moi foarte mult, pentru că ea fierbe foarte repede. După care, 4-5 cepe de mărime medie, 2 morcovi, eu pun morcovi în orice mâncăruri pe care le fac cu prăjeală, morcovi și ceapă, deci unde merge ceapa prăjită, călită, merge și morcovul. Am verdeață pe care o pun la final după gust, bulion neapărat pentru că bulionul, sucul de roșii, de asemenea trebuie pus în ceapa călită și piesa de rezistență este un cârnat afumat cu o costiță afumată și cu o slănină fiartă în usturoi. Acestea fiind spuse, vă mai trebuie condimente. Eu pun tarhon, pun sare, piper, pun și niște boia dulce afumată și mai pun și cimbru uscat. Am un mănunchi de cimbru uscat pe care îl am în casă și tot rup codițe și le pun după gust. Sunteți gata? Trebuie să începem cu partea care mie îmi displace cel mai tare și anume să tăiem ceapa! Hai, fraților, hai că nu e de stat. Înainte de toate, am deja oala pregătită pe foc, ea fierbe apa, iar eu voi pune fasolea pe care o fierb de 3 ori și schimb apa de 3 ori. Abia a patra oară las fasolea să fiarbă în apa care va și rămâne de altfel pentru mâncare. Deci fierbem fasolea albă de 3 ori și aruncăm apa. Fiert scurt ca să nu zdrobim boabele de fasole. Ha, la treabă! Cam asta a fost, nu mă întrebați. Pe mine, când vine vorba despre călcat cearșafuri și tăiat ceapă, începe nenorocirea. Pentru mine, lucrurile astea nu înseamnă deloc plăcere, este un chin, dar n-avem ce face. Am tăiat ceapa, am dat prin răzătoare morcovii, am tăiat verdeața pentru că eu pun verdeață în orice fel de mâncare și pun și mărar și pătrunjel și leuștean. Și aici am făcut cubulețe, slănina afumată, costița afumată și cârnațul afumat. Avem condimentele, le vedeți aici, eu pun și tarhon, pun și boia dulce afumată, pun și sare, pun și piper și bineînțeles pun și un mănunchi de cimbru uscat, îl pun cu totul în oală ca să pot să-l scot. Dacă mai vreți puteți să puneți și niște dafini, cred că am să pun. Nu mă dau alături de la pune multe condimente, nu ne place să mâncăm condimentat, noi mâncăm și picant, mâncăm și sărat, nu știu dacă e neapărat sănătos, dar ăsta e gustul nostru. Acum, fierb fasolele, deja am dat a doua oară apa la o parte, am schimbat apa, urmează să o fac și a treia oară și când sunt gata fasolele, începem procedeul. Am uitat să vă spun, o țuică de prună, o palincă, o horincă la ciorbița de fasole cu afumătură, păi fără asta, care-i treaba? Înainte și după am înțeles că se servește, tocmai ca să ai poftă de mâncare și după aia să te duci frumos, să tragi un pui de somn, liniștit. Sănătate la mulți ani vă doresc, eu am luat deja o gură ca să mă încălzesc și să am spor la treabă.
se bea, bineînțeles, cu maximă responsabilitate și vreau să vă spun că m-am apucat de gătit astfel de bucate tradiționale mai din partea Ardealului după ce m-am măritat, pentru că mie bărbatul mi-a spus clar, femei, eu când vin acasă trebuie să găsesc o ciorbiță caldă, mie îmi dai mâncare caldă, mie nu-mi dai mâncare din aia cumpărată și tăiată în bucățile de platoua și eu vreau mâncare caldă, gătită în casă, să miroase în casa mâncare când vin și vreau și o ciorbiță sau o supică și un felul doi. Deci eu practic de 12 ani de când sunt căsătorită cu un ardelean, de voie, de nevoie a trebuit să învăț să gătesc. Și credeți-mă, ardeleanul e foarte mulțumit, drept pentru care și spune să-i fac săptămânal astfel de mâncăruri de ale lor, mai ales, da? Dom'le, și gătesc bine. Pentru talentul, sănătatea și bucătăria românească la mulți ani. Hai că mă duc la fasolă. Gata, am pus uleiul. Încetăm să punem pe rând fiecare ingredient. Mai întâi și mai întâi ceapa, pe care trebuie să o călim în ulei. Asta se știe deja, știți cum se face ceapa. Este prăjeala aia de care fuge toată lumea, că nu e bună, că nu e sănătoasă. Sunt de acord cu voi. Dar mâncărurile astea ale noastre tradiționale, fără ceapă călită, nu merg. Nu merg. Degeaba faci. Nu așa știu să le fac. Și nu mâncăm în fiecare zi călitură și prăjeală, da? Altfel nu o să faci. Asta e situația. Așa se face. Lăsăm să se călească ceapa. După ce se călește bine, bine, adăugăm morcovul pe care îl călim și pe el. După care un pic de bulion, sare, piper după gust, bineînțeles. Deci să lăsăm ceapa la călire. Am călit ceapa, adăugăm și morcovul și tot așa lăsăm câteva minute la călit. Știu că multe lume ne spun să pui morcovul în asta. Eu pun morcovul orice. Și morcov și verdeață. Și credeți-mă că are un gust foarte bun. Dacă soțul meu, ardelean, născut, crescut la Cluj, Sighișoara, Mureș, spune că fac o ciorbiță de fasole cu afumătură genială, înseamnă că știe el ce zice. Deci, încercam să faceți și rețeta asta ca mea. Ia uite, lăsăm la călit ciorba, ceapa și morcovul. După care punem slăninuța, cosița afumată, kaiserul, cârnatul, ce mai avem noi acolo. Am călit morcovul, ceapa și începem deja să punem afumătura. Fiecare ce are prin casă. Costița afumată, o scăricică afumată, o slănină afumată, un cârnat afumat. Tot ce aveți, dar să aibă, să fie bine afumat, să aibă și un pic de cărniță, dar să aibă și grăsime, pentru că grăsimea asta, odată ce intră în prăjeală și în fasole asta, îi dă un gust extraordinar de bun. Și da, credeți-mă pe cuvânt, pentru o mâncare cu gust trebuie foarte multă ceapă. Foarte multă ceapă. Noi am pus acum 5 cepe. Dar ceapa nu dă niciodată un gust rău. Și începem să călim și să topim și această afumătură care intră în ceapă și în morcov și care dă un gust foarte bun. Da, puiucul meu, ce e? Ți-e foame? Imediat îți dă mama de mâncare. Uite, acum termin și îți dă mami să fac, da? Imediat puiul. Hai, închide frigiderul, că imediat trebuie. Gata! Am călit, dăm imediat drumul și la condimente. Eu le pun pe toate acum și sigur că pe parcursul adăugării de apă mai adăugăm și condimentele în produs. Dar eu v-am zis că nu mă zgârcesc la condimente, nu mă zgârcesc. Le mai călim o dată. Să prindă gustul ăla bun, 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 să nu se prindă de oală. Și punem și un pic de bulion. Bulion, suc de roșii. Ce aveți voi prin casă? Roșii pasate. Dar dă un gust foarte bun bulionul. Pot să spăl ăsta, că nu facem risipă. Spălăm ăsta și punem și un pic de și amestecăm încă o dată. Mamă, mamă, da, și câtă fasole mi-a ieșit. Uitați-vă aici, cât am. Deci am pus, cred că, aproape un kilogram de fasole. Le-am fiert de 3 ori și au ieșit multe. Ceea ce nu e bine, ceea ce mi-e rău, scuze, că noi gătim oală de asta, de familie mare. Noi să mănâncă repede. Cam așa arată acum
prăjitura asta și ne pregătim să punem și fasolele. Acum e, acum să nu cumva să le dau pe jos. Normal că le-am dat, păi dar ce altfel? Cum? Altfel cum era? Nu e casă de oameni aici, nu trebuie să mai facem și mizerie. Le amestecăm. Și după ce am lăsat un pic fasolele să prindă și gustul ăsta de afumătură și de prăjeală, de ceapă și de morcov, adăugăm apă și le lăsăm să fiarbă. Nu mult, că ele deja sunt prefierte. Nu mult. Am pus aproape toate ingredientele. Adaug apa. Mai punem apă, mai punem. Adaug apa și lăsăm să fiarbă. După care punem cimbru, da, fiind dacă vreți tarhon, o să pun sare, piper, boia, am spus că noi punem. Și lăsăm să fiarbă la foc potrivit, ca să nu se prindă fasolea de fundul oalei. Și credeți-mă, deja miroase, știți cum miroase? Uitați-vă un pic aici, afumătură, cârnați, se vede costița afumată, se vede slăninuța fiartă în usturoi. Pentru cei cărora le place gustul de usturoi, pot pune și câțiva căței de usturoi. Puteau fi puși la călit cu ceapa. Doar că la mine, pentru că trebuie să mănânce și copii, dacă cumva simt că e gust de usturoi, s-ar putea să nu mănânce și am zis să mă complic. Dar este foarte bun cu un pic de usturoi călit. Deci vă recomand. Hai să o lăsăm să fiară. Pregătim de fiert ciorbița, cam asta va rămâne. Vedeți, nu este nici foarte lungă, dar nici foarte scăzută, astfel încât să fie bogată. Când iei o gură, să ai, domnule, și fasole, și cârnați, și ceapă, și morcov. Am pus deja tarhon, am pus sare, am pus piper, am pus boia. Și o să mai pun și o crenguță de cimbru. Asta mă enervează când face mizerie, pentru că e uscat și în momentul în care încep să tai din el, îți face foarte multă mizerie. Dar acum asta este, na. Ce să facem? Trebuie să punem cimbru, că vă garantez eu, gustul este absolut divin. Ce mi-a făcut? Uite ce mi-a făcut aici. Și îl punem cu totul așa. Îl și scoatem după aceea, după ce își trage toată aroma de cimbru, îl și scoatem, dar vă spun, este de o aromă și de o minunăție ieșită din comun cimbrul ăsta. Ia uitați-l cum arată. Așa îl lăsăm. Nu vă speriați, nu face nimic rău. Are o aromă deosebită. Numai să încercați. Ciorbița noastră este gata. Are o aromă de cimbru și de dafin și de afumătură, de ceva ce n-ați văzut. Eu, ca să plusez această aromă, mai pun și un pic de mărar, pătrunjel și leuștean pentru această aromă de proaspăt. Nu mai las, să știți. Opresc, pun capacul și lăsăm vreo 10 minute până o servim. O servim imediat. Cum veți vedea, pentru că e în funcție de preferințele voastre. Dar eu vă arăt sugestia mea de prezentare. Imediat. Ciorbița de fasole este gata. Punem, bineînțeles, într-o strachină de lut tradițională românească, pentru că nu ar avea gust altfel. Se vede cimbru, se vede verdeața, se vede slănina afumată, se vede cârnațul. Deci nu cred că există ceva care să nu fie mai bun, mai ales în sezonul ăsta rece, când simțim nevoia de ciorbe cu afumătură. Asta este. O să facem așa. Punem aici, ca sugestie de prezentare, avem, bineînțeles, o pălincuță fără de care nicio mâncare nu este destul de bună, ceapa roșie cu sare sau ardeiuri foarte iute, dar pentru cine mai vrea, mai putem pune și un pic de verdeață, pentru că mie îmi place foarte mult aroma de pătrunjel proaspăt și de leuștean și de mărar. Așadar, vă doresc poftă bună și sunt convinsă că o să vă placă ciorbița mea de fasole cu costița afumată. Dacă vă place, dați un subscribe și un clopoțel pe canalul meu de YouTube și mă găsiți, bineînțeles, și pe Instagram și pe Facebook, Mirela Vaida cu bifa albastră. Vă doresc poftă bună și aștept sugestiile voastre. Zi minunată, numai bine!